This system will notify you once you begin your broadcast. Sunt account manager în cadrul companiei XTB România și în după-amiaza aceasta voi susține prezentarea pentru strategia one-to-one. În primul rând, aș avea o primă rugăminte la dumneavoastră să-mi spuneți dacă este tot în regulă, dacă mă auziți și dacă puteți vedea ecranul de prezentare. Ok, am confirmarea dumneavoastră că totul este în regulă și putem începe această prezentare. Ok, cele mai importante lucruri vis-a-vis de această strategie de tranzacționare. Din punctul meu de vedere, această strategie de tranzacționare este importantă pentru că ne arată practic direcția și ne arată punctul în care putem deschide tranzacția respectivă, chiar și nivelul de stop loss. După cum vedem, această strategie definește momentul inițierii tranzacției, definește chiar și profitul potențial, nivelul de plasare al stop loss-ului și ne arată și puterea pieței, indicându-ne direcția probabilă. Ok. Trebuie să aveți câteva cunoștințe de analiză tehnică înainte de a folosi această strategie, strategia one-to-one. Trebuie să știți în primul rând cam ce este trendul și cum puteți să-l identificați. După cum probabil știți majoritatea dintre dumneavoastră, trendul reprezintă o înșiruire de prețuri, dacă putem să-i spunem așa, cu minime și maxime în creștere. Acesta pentru trendul crescător și pentru descrescător, minime și maxime în scădere. Ok. Trebuie să mai cunoaștem câteva lucruri despre corecții, formațiuni de lumânări, să le interpretăm în momentul în care identificăm strategia one-to-one. Atunci putem să ne uităm dacă avem și o formațiune de lumânări care să ne dea să ne arate practic că trendul poate continua. Ok. Trendul, îmi cer scuze, trendul se va schimba în momentul în care formațiunile de lumânări vor apărea și acest lucru va fi indicat în momentul respectiv. De asemenea, trebuie să avem câteva cunoștințe despre money management în momentul în care folosim această strategie one-to-one. După cum probabil știți, raportul de 3-1 este cel mai folosit pentru money management. Ok, avem un prim exemplu pentru această strategie one-to-one, cum să o identificăm și câteva reguli de bază de care trebuie să ținem cont în momentul în care trasăm această strategie pe grafic și cum putem să o identificăm cel mai bine. Avem un exemplu al strategiei one-to-one, un price pattern pentru creștere. Ca regulă principală avem impuls, corecție, impuls, corecție. Cel mai important lucru este ca cele două corecții să fie aproximativ egale. Deci IX trebuie să fie egal cu TB. De asemenea, TB trebuie să spargă nivelul I. În momentul în care avem a doua corecție, nivelul B, practic, trebuie să fie puțin mai jos decât nivelul I. Ulterior, în momentul în care această linie s-a format și este egală cu corecția anterioară, această corecție s-a format și, după cum vă spuneam, este egală cu corecția anterioară, atunci putem să inițiem tranzacția în sensul trendului. Ca și nivel de stop loss vom vorbi puțin mai târziu și veți vedea unde anume putem să fixăm acel nivel de stop loss pentru tranzacția respectivă. Ok. Avem și un exemplu pe grafic ulterior în cazul în care
doriți, ne putem uita și pe platformă, vom identifica câteva exemple de strategie, de această strategie one-to-one confirmată sau nu, și de asemenea, dacă aveți și dumneavoastră câteva exemple pe care le identificați ulterior, le puteți folosi, sau dacă le identificați chiar în timpul seminarului, puteți să mi le comunicați și le vom interpreta. Ok, avem un exemplu pe acest grafic. Avem un impuls, corecție, impuls, corecție, și ulterior am recunoscut faptul că IX este egal cu TB, iar punctul B este mai jos decât punctul I. Practic, TB a străpuns punctul I. De aici, după cum vedem, este confirmată această strategie în momentul în care această corecție s-a terminat. Aici, dacă inițiam o tranzacție de cumpărare, atunci e clar că puteam să avem un profit destul de frumos, pentru că trendul a confirmat și a mers în direcția corespunzătoare. Ok. De asemenea, așa cum putem să folosim strategia one-to-one pentru un trend de creștere, așa putem să folosim strategia one-to-one și pe un trend de scădere. Este practic în oglindă folosită această strategie. Avem în felul următor: impuls, corecție, impuls, corecție, și corecțiile trebuie să fie egale. IX egal cu TB. Am tot repetat și cred că o să mai repet de câteva ori acest lucru. IX egal cu TB până o să-l învățăm, și deja când o să-l vedem pe grafic o să ne dăm seama instant de această strategie. Deci, aceste corecții sunt egale și, după cum vedem, TB a străpuns punctul I. Ok? După cum vedem, B este nivelul de rezistență potențial. De aici urmează să inițiem tranzacția de vânzare. Ok, avem și un exemplu pe grafic: impuls, corecție, impuls, corecție, și ulterior punctul B este punct de rezistență de unde noi inițiem tranzacția. Tranzacție de vânzare confirmată și chiar văd că este, deci acest exemplu este pe NZD-USD, este un exemplu puțin mai vechi, însă o să vedem ulterior că am identificat și pentru NZD-USD și pentru momentul de față la fel un price pattern asemănător, dar pe creștere, nu pe scădere. Ok. De asemenea, condițiile de inițiere a tranzacției, după cum tot am repetat, IX trebuie să fie egal cu TB, aceste două corecții trebuie să fie egale, și trebuie să avem și câteva confirmări din partea formațiunilor de lumânări japoneze la nivelul de suport sau nivelul de rezistență. Trebuie să interpretăm o formațiune de lumânări care să ne dea nouă un semnal că trendul s-ar putea întoarce. După un trend, după o corecție, după cum vedem, este un mini trend de scădere, atunci s-a format o formațiune de lumânări care a schimbat acest trend și, după cum vedem, este un one-to-one, este un price pattern de trend crescător și tranzacția era una de cumpărare. Iar nivelul de suport a rămas stabil, nu a fost răpuns. Dacă inițiam de aici o tranzacție, profitul era practic asigurat pe acest exemplu. Ok. Vă spuneam puțin mai devreme că trebuie să avem și un nivel de stop loss, și practic această strategie ne indică nivelul de stop loss unde îl putem plasa.
Ok, avem o, un exemplu, un price pattern pe strategia one-to-one, impuls, corecție, impuls, corecție și ulterior punctul B, după cum, după cum vă spuneam, este nivelul de, practic este un nivel de, de rezistență devenit nivel de suport. Ei bine, nivelul de stop loss trebuie să fie plasat la un pip sub formațiunea de lumânări care încheie corecția. Practic, la un pip sub, sub umbra acestei lumânări, puteam să punem, chiar este un stop loss, ce ne poate ajuta foarte mult, pentru că este foarte mic și în momentul în care el nu este atins, în primul rând ne putem face un money management cât mai bun, astfel încât să noi, astfel încât noi să nu riscăm foarte mult. Un stop loss la un pip înseamnă practic că pierderea noastră potențială ar fi una extrem de mică, iar profitul unul extrem de ok. Ok. Trecerea, după cum vedeți, trecerea sub nivelul de stop loss reprezintă negarea scenariului. Dacă prețul a trecut sub nivelul de, de stop loss reprezentat de, de punctul B, atunci este clar că nu avem o strategie one-to-one confirmată în, în cazul acela. Ținta de profit. Putem să trasăm un Fibonacci și targetul minim este de 61.8 din, din corecție. Ulterior, în cazul în care piața are o putere mai mare, targetul este mutat la 70.7% din, din corecția respectivă. Așa. Avem de asemenea un exemplu pe, pe grafic, un exemplu pe un price pattern de, pe un trend de scădere. Avem un impuls, corecție, impuls, corecție și ulterior putem să vedem că nivelul B nu a fost răpuns, iar strategia a fost confirmată. Dacă inițiam o tranzacție de vânzare în acest punct, în punctul B și puneam un, un stop loss de un pip sub acest punct, el nu era atins și ulterior ne puteam muta stop loss-ul astfel încât în cazul în care tranzacția nu mergea în sensul favorabil, se închidea pe profit orice, orice se întâmpla. Deci stop loss-ul ulterior poate fi mutat de dumneavoastră în cazul în care tranzacția merge în sensul, în sensul bun. E clar că nimeni nu ne recomand, nimeni nu ne garantează că în momentul în care strategia a fost confirmată și ajunge la un nivel de aproximativ 61.8 din Fibonacci, aceasta nu se poate, prețul nu se poate întoarce. De, tocmai de asemenea, tocmai de, de aceea este indicat să ne punem noi un nivel de stop loss ce îl putem muta, mai ales dacă, dacă folosim MetaTrader 4, un trailing stop este, este indicat. Ok. Mai avem un exemplu pe un price pattern pe, pe această strategie. Sunt exemple foarte multe, le putem identifica le putem identifica că tot văd, văd o întrebare din partea dumneavoastră pe ce time frame se aplică. Strategia aceasta putem să o identificăm pe orice time frame din punctul meu de vedere. În cazul în care faceți, nu știu, faceți scalping sau tranzacționați intraday, un time frame mai mare de H4 este, este prea mare pentru, pentru a iniția o tranzacție de scalping sau intraday. Ulterior, ne putem uita de la, de la H4 în jos, H4, H1, M30, chiar nu știu dacă, dacă e cazul pe un M15, însă cred că un M30 ar fi
cel mai mic interval pe care putem să identificăm această, acest price pattern. Ok, dacă mai apar întrebări, chiar vă rog și ar fi indicat să mi le adresați și ulterior, bineînțeles, mai avem o întrebare între timp, dacă se poate obține înregistrarea seminarului, cu mare plăcere, am să vă rog, însă ulterior o să aveți și datele mele de contact la sfârșitul seminarului, o adresă de e-mail și un număr de mobil, am să vă rog să-mi scrieți pe adresa de e-mail pentru a-mi solicita înregistrarea acestui eveniment. Ok, să continuăm. Avem mai multe exemple tocmai pentru a demonstra că această strategie în principiu în momentul în care este identificată, ea de foarte multe ori ne este și confirmată. Exemple pe creștere, pe scădere, ulterior confirmate. Ok. Ca și plan de tranzacționare, în primul rând trebuie să identificăm această strategie și pattern-ul one-to-one trebuie identificat. Trebuie să identificăm de asemenea formațiuni de lumânări care încheie corecția respectivă, câteva reguli adiționale care confirmă pattern-ul. Vă spuneam că IX trebuie să fie egal cu TB, iar TB trebuie să spargă nivelul I. Trebuie să punem și un nivel de stop loss astfel încât să nu depășească 4% din capitalul inițial. Vă spuneam că stop loss-ul este cu atât mai ușor de pus, cu cât punctul B, practic, punctul B reprezentând linia de suport sau de rezistență, depinde de fiecare caz în parte, ne dă un semnal foarte bun și putem să punem chiar la un pip sub acest preț. Ok, trebuie să identificăm raportul profit-risc de 3 la 1 și trebuie, bineînțeles, ulterior să inițiem tranzacția și plasarea ordinului pe ordinului stop-loss. Un nivel profit-risk de 3 la 1 ar însemna, practic, pentru un profit de 15 pips, este teoretic, pentru un profit de 15 pips, ne punem un stop-loss de 5 pips, ne asumăm, practic, o pierdere de 5 pips pentru un profit de 3 ori mai mare. Cam acesta ar fi prima regulă și cea mai importantă a money managementului, acest raport profit-risc de 3 la 1. Ok. De asemenea, țin să precizez că aceste materiale sunt puse de XTB la dispoziția clienților sau potențialilor clienți prin aceste programe educaționale, iar aceste informații sau materiale transmise de noi, de XTB, au ca scop exclusiv educativ sau informativ. Sunt materiale educative sau informative și nu pot fi folosite ca și recomandări de vânzare, cumpărare sau păstrare a unui anumit instrument financiar. Ele nu reprezintă și nu trebuie tratate ca indicații sau sfaturi privind strategiile de tranzacționare aplicate pe conturile demo sau reale. Puteți să le folosiți, ulterior dumneavoastră decideți dacă sunt ok sau nu. După cum v-am promis, am să vă ofer și datele mele de contact în cazul în care doriți înregistrarea acestui seminar. robert.petre@rondxdb.ro este adresa de e-mail pe care puteți să-mi scrieți dumneavoastră pentru a primi înregistrarea acestui seminar și am să vă trimit cu mare plăcere. Deci robert.petre@rondxdb.ro este adresa mea. În cazul în care până la sfârșitul seminarului
este cineva ce nu a notat adresa de e-mail și dorește să o repet, nu-i nicio problemă, scrieți în fereastra de chat și o repetăm. O să trecem de la prezentare, o să trecem pe platformă ca să identificăm câteva exemple pentru această strategie și ulterior, în cazul în care mai sunt întrebări, vă pot oferi anumite răspunsuri sau chiar dacă identificați dumneavoastră această strategie, o putem discuta și putem vedea dacă ea este într-adevăr, dacă price pattern nu reprezintă o eventuală, este un eventual price pattern pentru strategia one-to-one. Ok, o să mergem pe platforma XStation. Vă spuneam puțin mai devreme, aveam un price pattern pe NZD-USD. După cum vedeți, avem un exemplu pe NZD-USD. Suntem pe un M30 în momentul acesta. Putem să-l identificăm chiar și pe un time frame mai mare. Ok. Așa. Ok. După cum vedem, avem această ok, avem impuls, corecție, impuls și din nou corecție. După cum vedem, IX egal cu TB, iar TB a străpuns nivelul I despre care vorbeam. Ulterior, punctul B putând fi folosit ca un nivel de suport în momentul acesta. El a fost un nivel de rezistență în trecut, însă acum putea fi folosit ca un nivel de rezistență și dacă puneam un stop loss la un pip sub acest nivel, nu ne era luat stop loss-ul și ulterior, după cum vedem, strategia a fost confirmată și în continuare merge în sensul favorabil. Bine, din punctul meu de vedere, putem să nu ne lăcomim atât de mult și să așteptăm ca prețul să meargă. Dacă urmărim un 61.8 din Fibonacci, cred că este suficient pentru noi. Ok. După cum vedem, această strategie a fost confirmată pe NZD-USD, este un grafic actual și putem să mai găsim câteva exemple. De asemenea, pe AUD-USD vedem un exemplu, avem un price pattern de data aceasta de scădere, pe un mini trend de scădere, impuls, corecție, ulterior vedem că prețul a mers în sensul nostru, însă era destul de riscant din punctul meu de vedere, deoarece punctul B a fost puțin, s-a învârtit în jurul acestei valori, însă a fost puțin străpuns. Ok. Deci, am putea să spunem totuși că a fost confirmată deoarece ulterior a crescut. Asta în cazul în care nu ne puneam stop loss și lăsam graficul să meargă. Oricum este pe un M15 și vedem că perioada de timp de la formarea acestui price pattern până la creșterea ulterioară a fost una destul de mică. Da, ok, îmi cer scuze pentru
pentru neclaritate, mă uitam și rămăsesem cu price pattern-ul pentru creștere. Da, punctul B nu a fost străpuns și puteam să avem să inițiem o tranzacție de vânzare și ulterior să o închidem până să se schimbe trendul. Ok. În cazul în care au mai apărut între timp, dacă ați mai identificat dumneavoastră anumite price pattern-uri pentru această strategie one-to-one, aștept cu mare drag sugestii. De asemenea, puteți în momentul în care măsurați IX să fie egal cu TB, vă spuneam că aceste două corecții trebuie să fie egale. Dacă sunteți pe platforma Xtation, aveți o modalitate foarte simplă de a face acest lucru. În momentul în care mergeți dumneavoastră pe această linie de trend, apăsați pe ultimul instrument și practic o să avem această linie de trend duplicată și astfel putem să măsurăm corecția ulterioară și vom vedea că ea este egală cu cealaltă. Ok, cam atât. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Vă aștept și la evenimentele următoare cu mare drag. În fiecare săptămână eu sau colegii mei vom avea aceste strategii, le vom prezenta pentru dumneavoastră, le vom și testa pe grafice și veți avea posibilitatea de a urmări mult mai multe strategii decât aceasta one-to-one sau strategiile care au fost prezentate până acum. Vă aștept cu mare drag și la evenimentele următoare. Vă mulțumesc pentru atenție și să ne revedem cu bine. O după-amiază frumoasă. La revedere, o zi bună!